gen de astre. Puncte de vedere pe care, evident, le voi combate mâine. Pedepsele nu sunt suficient de astre. Avem nevoie de o acțiune mult mai fermă dacă vrem să stopăm acest fenomen. Bineînțeles. Vă rog, domnul Ciuvechi. Dar dacă pedepsiți, acum eu nu știu ce a zis CSM-ul, mie mi-e și greu să spun dacă 10 ani e puțin, 20 de ani, sigur că 20 de ani e de două ori mai mult decât 10 ani. Dar dacă pușcăriile ar fi pline de traficanți condamnați la 10 ani și s-ar vedea din asta că degeaba-i bagi la pușcărie 10 ani, că nu se opresc, atunci le-aș dubla eu pedepsele. În momentul ăsta pușcăriile sunt goale. Nu sunt traficanți în pușcărie cu pedepse de 10 ani. Dacă o să dublați pedepsele, pușcăriile, tot goale o să fie, credeți-mă, domnul Nazare. Și ăia pe stradă, tot acolo o să fie. În momentul în care, v-am spus o chestie logică, în momentul în care te duci și prinzi în masă, în momentul în care te duci și prinzi în masă traficanți și îi bagi la pușcărie și vezi că după 10 ani ies și trafichează din nou, atunci te gândești, bă, să-i bag 20 de ani. Dacă nu-i bagi deloc la pușcărie, le dai 20 de ani și ei ce o să zică? Ba, 20 de ani nu mai trebuie. Ce dosare sunt aici acum pe această speță la DICOT, trafic de droguri, pe ultimul raport din 2023? Cât sunt? Păi cât sunt condamnați, nu cât sunt la DICOT. Eu la DICOT, ce dosare sunt, DICOT nici nu s-a gândit să se ducă la Fabian să facă o percheziție acasă, că zicea toată lumea că ei vindeau droguri înainte de crimă. Ce spuneți de dosare de la DICOT? Câți au băgat la pușcărie? Aia contează. Păi nu, eu vă spun care e dimensiunea problemei. Sunt 26.390 de dosare. Așa. Din 36.000. 70% din cauzele DICOT sunt pe trafic de droguri. Ca așa, să vă imaginați care e dimensiunea problemei. Păi și-au rezolvat problema? Au băgat la pușcărie? Câți au băgat din aia 26.000? 60% sunt de fapt consumatori și nu dealeri. Dar proiectul meu atacă traficul, nu consumatorul. Ok, pe rând, doar o secundă. Domnul general Mândrescu. Pe la 1000.